binecuvântați de Domnul și în această dimineață la casa de rugăciune, la părtășia în cuvântul Scripturilor, în rugăciuni mai departe, în laudele ce le aducem înaintea Domnului și fie ca cercetarea Duhului Sfânt să fie reală în viața fiecăruia. Amin. Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva comunicări, unele s-au mai făcut, le accentuez și eu în această dimineață. Sora Iuliana Peter a transmis informația și în același timp solicitarea desprind din conținutul biletului pe care l-am găsit aici, că în perioada următoare se vor organiza cursuri de formare pentru educatori și învățători de școală duminicală la nivel de comunitate regională, deci la Cluj, înțeleg, și se spune mai departe că aceste cursuri se pot organiza chiar și pe plan local, deci aici în Deș, dacă numărul celor înscriși va fi suficient de mare ca să justifice deplasările, cheltuielile pentru această lucrare. Cursul este gratuit, se pot înscrie și persoane doritoare care nu slujesc în acest moment. Am spus și înainte despre nevoia aceasta a implicării în activitatea școlii duminicale. Sunt persoane care s-au implicat, dar au plecat școală sau alte împrejurări și este nevoie de un grup cât mai mare de educatori, de învățători la școala duminicală, nu numai pentru a reține în spațiul de jos copiii în timpul slujbei, ci pentru a-i ajuta să învețe ceea ce este necesar și potrivit și cu vârsta lor. Dacă se doresc mai multe detalii și, bineînțeles, pentru înscriere, se poate lua legătura cu sora Iuliana Peter și e nevoie să se facă lucrul acesta cât mai repede. Cât mai repede. Se anunță deschiderea unei liste de înscriere pentru o nouă grupă de începători la fanfară. Avem fanfara mare, ca să spunem așa, fanfara mică, dar este nevoie permanent de o bază, o pepinieră, dacă mi se permite să spun așa ceva, pentru lucrare mai departe. Avem potențial și posibilități de instruire, de asemenea avem la dispoziție și frați care să se implice în această lucrare. Deci înscrierea este cu vârstă minimă de 8 ani. Copiii care vor să se instruiască din punct de vedere muzical, se începe, bineînțeles, cu partea teoretică. A mai fost o asemenea acțiune și entuziasmul a fost foarte mare, dar se decantează după aceea și unii rămân și alții pleacă. Înscrierile se fac până la 1 noiembrie, deci în perioada următoare, până la 1 noiembrie și se poate lua legătura cu frații dirijori de fanfară, fratele Dacian, fratele John Gujan, alăturea este fratele Dani Ianța, care se implică în lucrarea aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți. Și de asemenea, se dorește înființarea unui cor bărbătesc. Mai sunt grupuri, mai se cântă, dar este vorba de un cor bărbătesc, bine structurat și stabil, îl dorim, începând cu vârsta de 20 de ani. Nu este o vârstă limită,
superioară, pornim de la ceea ce este. Este vorba deja, la 20 de ani, vocile sunt deja formate și se acceptă persoane și cu vârstă mai înaintată, dar care să poată să răspundă exigențiilor pentru o asemenea lucrare. Este nevoie și de examinare, de verificarea vocilor și de tot ceea ce cei care se vor ocupa, și fratele Dani va fi, bineînțeles, în activitate și în sensul acesta, să se poată face o lucrare. Avem atâta potențial în biserică și e păcat să stăm și să nu fructificăm. Nu este vorba de a detașa tenorul și basul de la cor și a-l face. Este vorba de constituirea unui cor bărbătesc cu patru voci și este un pic mai delicat decât gândim poate unii așa mai de la distanță. Și înscrierile pentru această activitate, pentru corul bărbătesc, tot până la 1 noiembrie, la fratele Simi Ianță. Frate Simi, hai, ridică-te, ești mai de multișor aici, dar unii nu rețin, poate rețin figura, nu rețin numele. El este fratele Simi Ianța, care activează aici, Domnul să-l binecuvinteze, și fratele Dani Ianța. Hai, Dani, și tu sus, așa, uitați-vă și ne rugăm și pentru ei și pentru ceilalți frați, dirijori, la cor, la fanfară, pentru cei care sunt implicați la corul tinerilor, al copiilor și surorile, cu toții să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa, am aici bilețele, peste bilețele, s-a mai anunțat, am comunicat și eu joi seara și reamintesc, după masă vor sluji tinerii și invitat pentru slujire spre propovăderea cuvântului lui Dumnezeu este fratele Samuel Lela. Domnul să-l binecuvinteze și să fie binecuvântat și tinerii într-o închinare plăcută lui Dumnezeu și într-o slujire pe măsură, că celui neprihănit îi șade de bine cântarea de laudă. Haideți să lăudăm numele Domnului și noi acum și să îl cinstim pe cel preanalt și cu darurile noastre. În timpul cântării acesteia aducem darurile noastre. Cei care s-au pregătit, s-au gândit să slujească Domnului cântând sau recitând pentru slujba care continuă, să trimită biletul în vremea aceasta. Aș vrea să mai fac încă o remarcă. Organizarea corului bărbătesc nu anulează, ci aș vrea să întărească activitatea la grupul coral bărbătesc, care a slujit și slujește mai departe. Am văzut ce am văzut și m-a determinat să fac intervenția aceasta. Fratele Iosif Sădmărean se ocupă și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze de activitatea corului, care s-a vrut un cor al seniorilor, până la urmă s-a restrâns, surorile au renunțat și au găsit alte preocupări, s-au gândit că nu sunt adecvate, că se merge și pe la mormântări, da, este nevoie și activitatea va merge mai departe și cred că va fi o activitate concertată, va fi ceva mai bun. A fost bun și va fi ceva mai bun. A fost de calitate și va fi mai de calitate. Asta este gândirea noastră. Să ne gândim, asta anulează pe cealaltă, nu, ci tot ce avem și toate forțele să le unim pentru slujire înaintea lui Dumnezeu, pentru laudă înaintea lui Dumnezeu. Că nici chiar și aici nu găsim chiar totdeauna, dar oricum parcă sunt mai multe disponibilități de slujire aici, la slujbele divine și mai ales la cele mai cu pretenții, așa, la prezentări mai ample, la concerte, se găsesc mai mulți doritori. Mai puțini sunt cei care trebuie să facă și drumuri și în pantă și pe ploaie și pe noroi, pe la înmormântări și pe frig și pe călduri sufocante, sunt mai puțini. Dar sunt și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să căutăm să facem în așa fel ca toate lucrurile să poată concura în mod binecuvântat spre propășirea Evangheliei,
Pentru că la înmormântări, în situațiile acestea, întâlnim persoane pe care nu le mai găsim niciodată. Putem să facem evangelizări cu invitați de marcă și nu vor veni. Dar acolo, la înmormântări, mai în față, mai în spate, mai lângă gard, mai lângă un perete, mai vin, mai stau și este un prilej deosebit. De aceea încurajez pe toți acei care au posibilitatea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să frecventeze și repetițiile grupului coral bărbătesc, care să repete și să învețe nu numai cântări cu specific coral, dar chiar și cântările acelea care se cântă mergând pe drum. Să cântăm susținut, ne ducem cu mortul, dar nu ca și cu mortul, adică tăcând, pliuștiți acolo, ci să cântăm. Și poate dintr-o grădină cineva care n-a fost la slujbă va auzi o frântură din cântare și acea frântură de cântare, acel cuvânt, poate să lucreze în minte și să determine voința pentru a căuta mai mult din a cunoaște pe Dumnezeu. Necunoscute și nebănuite sunt căile lui Dumnezeu, dar binecuvântate sunt în viața celor care se pun la dispoziția Domnului pentru lucrare. Harul Domnului fie cu noi. Haideți să lăudăm numele Domnului cântând, ne închinăm cu darurile noastre și, cum am spus și deja este știut, în timpul cântării acestea aștept și ofertele pentru slujire. Invit pe fratele Sabin Chira și pe fratele Cornel Aitonian la amvon pentru a fi pregătiți ca la momentul potrivit să fie la dispoziția Domnului și în slujba bisericii pentru propovăduirea cuvântului Scripturilor. Harul Domnului să fie cu noi toți! Doamne, dorul meu, vreau să ajung în cerul tău. Tu ești, Doamne, stânca mea, cine mă va clătina? De pe temelia mea, nimenea. Tu ești, Doamne, stânca mea, cine mă va clătina? De pe temelia mea, nimenea. Tu ești pacea ce-o doream, și pe care n-o aveam. Tu ești bucuria mea, cine mă va întrista? Când îi cânt lui Mesia, din zori și până seara. Tu ești bucuria mea, cine mă va întrista? Când îi cânt lui Mesia, din zori și până seara. Dai bogății de har, da de har. Nu te iubesc în zadar. Căci toți câți te-au căutat cu mâini goale de la tine, niciodată n-au plecat. Căci toți câți te-au căutat cu mâini goale de la tine, niciodată n-au plecat. Tu ești farul luminos. Eu l-am găsit pe Hristos. Tu ești bucuria mea, l-am găsit pe Mesia. Cine mi l-ar putea lua, nu l-aș da. Tu ești bucuria mea, l-am găsit pe Mesia.
Cine mi l-ar putea lua, nu l-aș da, nu l-aș da. Tu din slăvi ai coborât, ai coborât, ai coborât, căci pe mine m-ai iubit, m-ai iubit, m-ai iubit. Tu ești prințul meu ceresc și eu cum să nu-l slăvesc, pe cel care atât de mult îl iubesc, îl iubesc. Tu ești prințul meu ceresc și eu cum să nu-l slăvesc, pe cel care atât de mult îl iubesc, îl iubesc. Am în suflet bucurii, bucurii, bucurii. Ele sunt atât de vii, atât de vii, atât de vii. Căci sunt bucurii de sus, mi le trimite Iisus, căci mă iubește nespus, El Iisus, El Iisus. Căci sunt bucurii de sus, mi le trimite Iisus, căci mă iubește nespus, El Iisus, El Iisus. Amin. Să deschidem împreună Sfintele Scripturi și cu respect să urmărim Cuvântul Sfânt. În Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 13, de la versetul 10 până la versetul 17, după citirea Cuvântului Scripturilor, continuăm să stăm înaintea Domnului în duh de rugăciune și împreună cu fratele Simeon Popovici ne rugăm celui preanalt, Dumnezeului celui atotputernic, pentru binecuvântarea specială mai departe a lucrării și a sufletelor noastre. În Evanghelia după Luca, în capitolul 13, între versetele 10 și 17, Cuvântul Sfânt spune astfel. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar, în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Ar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Amin. Să ne rugăm. Pentru că ai fost cu noi până aici, îți mulțumim de harul tău, îți mulțumim de ajutorul tău. Doamne, nu suntem vrednici de binecuvântările care ne le-ai dat până aici. Doamne, te rugăm, uită-te cu milă la unul fiecare în dimineața aceasta, Doamne, și lasă Duhul Tău să ne învețe, Duhul Tău să ne vorbească la unul fiecare după nevoia noastră, după dorințele noastre, Doamne, care sunt după voia Ta. Fie binecuvântat numele Tău, binecuvântă, Doamne, slujitorii Tăi, binecuvântă, Doamne, pe cei ce vor recita, ce vor cânta, cei ce vestesc cuvântul Tău și să osenesc pentru lucrul acesta. Te rugăm, Doamne, întărește-i. Lasă Duhul Tău peste ei, ca să putem și noi, Doamne, să ne hrănim după nevoie. În numele Fiului Tău ne rugăm și în numele jertfei din Golgota care a dat-o pentru noi, îți mulțumim.
fii cu noi, rămâi cu noi, de acum și în veșnicii. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile. Încă o atenționare. La terminarea slujbei, la ieșire, veți găsi pe masă revista Sămânța Adevărului. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care o editează și o distribuie și pe fratele Nelu Șuteu care o aduce și o pune la dispoziție și toți cei care doresc pot să ridice exemplarul pe care să-l folosească și Dumnezeu să lucreze în viața noastră tuturora prin tot ceea ce ne pune El la dispoziție. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului pentru binecuvântare mai departe a cântărilor de laudă, a întregii slujbe de onorare a numelui Lui Dumnezeu prin cântare sau prin vers. Corul urmează să cânte Fă-ne doar un glas. După cântarea corală, sora Simona Sila și cântă Atunci când te chem, nu întârzia, ascultă-mă. După cântarea sororii Simona și fratele Vasile Horvat va cânta, tarea spune, se clatină puntea. Interesant, Dumnezeu să ne echilibreze în orice împrejurare și cred că și mai departe textul cântării va contribui la cunoștințarea acestei nivoi. După cântarea fratelui Vasile, sora Tița Muntean va recita, apoi cu toții lăudăm numele Domnului cântând că e prea largă plaja de a sta numai și de a fi spectatori, când eu înțeleg că lucrarea trebuie să fie implicarea noastră cât mai multă și generală. Dumnezeu să ne binecuvinteze, deci vom lăuda pe Domnul cântând și apoi o asculta cuvântul propovăduit, Domnul să binecuvinteze pe fratele Sabin Chira pentru această lucrare.